Luni 21 martie, în jurul orelor prânzului, la Drăgășani, un bărbat în vârstă de 58 de ani a încercat să traverseze neregulamentar strada mergând pe lângă bicicletă, însă a fost acroșat de o mașină. Impactul i-a fost fatal. Polițiștii din Drăgășani au intervenit ieri la un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Din primele date se pare că un bărbat în vârstă de 48 de ani din municipiul Drăgășani, în timp ce conducea un auto pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Drăgășani, ar fi acroșat un pieton în vârstă de 58 de ani care traversa strada. Șoferul de 48 de ani care l-a acroșat pe pieton a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt.